Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de luminare. De ce de luminare? Pentru că ori de câte ori venim în fața Lui cu interes sincer, cu dorință și cu inimă deschisă, Dumnezeu ne învață. Ne învață și tot în ceea ce privește viața și evlavia. Așa scrie Scriptura că Dumnezeu ne-a descoperit tot în ceea ce privește viața și evlavia și viața de acum și viața viitoare. De aceea trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul Său care este o candelă pentru picioarele noastre, care ne luminează. Când vorbesc de luminat, vorbesc de toate aspectele practice ale vieții, la adevăratele valori, la ce înseamnă Dumnezeu, la ce înseamnă viață, relații, ce înseamnă salvare, ce înseamnă lucrurile practice, ce înseamnă să înmistez corect viața. O vorbă care am apreciat-o mult, am folosit-o ca motoul în seminarele de sănătate și alte seminare. Fericirea constă în a ști ce trebuie să știi, nenorocirea constă în a nu ști ce trebuie să știi. Aș adăuga că fericirea constă în a ști ce trebuie să știi și a face ceea ce știi. Deseori unii intră în contact cu adevărul, au șansa cel puțin să se lumineze și nu fac ceea ce trebuie să facă. Dar îi consider niște oameni care pur și simplu nu au valoare morală și care au cele mai proaste decizii, să ai șansa să te luminezi și totuși să nu vrei să te luminezi. E adevărat că sunt mulți oameni și de genul acesta și în studiul acesta vom studia și despre ei. Vom studia despre ignoranță și pericolele ei. Vom vorbi despre ignoranța cea periculoasă, cea păcătoasă. Am avut un studiu, Sfânta Ignoranță. E adevărat că sunt și lucruri pe care într-un mod voit trebuie să le ignori. Pentru propriul tău bine sunt lucruri rele și lucruri dăunătoare care nu-ți face niciun bine să le cunoști sau să le experimentezi. În funcție de importanța domeniului în care se manifestă ignoranța, există întotdeauna efecte negative, mai mici sau mai mari. Unele dintre ele sunt de-a dreptul dezastruoase, unele dintre ele pot să ducă la moarte, unele dintre ele pot să ducă efectele acestea la pierire veșnică. Ignoranța întotdeauna are efecte. Să nu credeți că este o virtute rămânerea în întuneric și ignorarea adevărurilor. Depinde ce zonă ignori din viață, dar acolo vei avea probleme. Aș vrea să citesc câteva texte ale Scripturii care sunt luminatoare în această direcție. Ne vorbesc despre efectele negative ale ignoranței. Ioan 4 cu 9 și 10, întâlnirea dintre Domnul Iisus și femeia samariteancă, e discuția aceasta. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudei, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legătură cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Iisus deplânge ignoranța acestei femei în acest domeniu. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, dacă ai ști ce ți-a dat Dumnezeu, dar te comporți pentru că nu știi, pur și simplu ca unul care nu-ți trebuie așa ceva, poți să ai o comoară lângă tine, dar neștiind ce implică acea comoară, neștiind că e o comoară lângă tine, nu o iei, nu o folosești și vei trăi ca un ratat, ca un om sărac și amărât, pentru că nu cunoști. Dacă ai fi cunoscut tu darul și cine este cel care vorbește cu tine, dacă ai fi cunoscut, atunci ai fi avut o reacție potrivită. Tu singur ai fi cerut. Ți-ai fi dat seama că ai nevoie și că ai posibilitatea să obții ceva extraordinar. Și câți oameni nu cunosc darul și nu cunosc posibilitatea unei relații adevărate care le-ar schimba total experiența de viață. Total experiența de viață. Dacă ai fi cunoscut, ce să faci când ignoranța aceasta este cea mai păcătoasă, cu efectele cele mai mari. În 1 Corinteni 14 cu 11, Apostolul Pavel spunea, dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Vorbea, aplicația strictă era cu vorbirea în limbi necunoscute, în care oamenii începuseră să vorbească în tot felul de limbi necunoscute și credeau că asta este o mare virtute. Și Pavel le spunea că dacă ceilalți din sală nu înțeleg nimic ce vorbiți voi, pretinsele limbi necunoscute, care este realizarea?
Sunteți ca un străin pentru ei și eu, că nu înțeleg, sunt ca un străin pentru voi. Nu există relație, nu există înțeles. Exact cum caști ochii la chineză, dacă nu știi chineza, îi auzi vorbind, dar nu înțelegi nevoile lor, ce-ți comunică, ce vor să te avertizeze sau ce, cum vor să se relaționeze cu tine. Pentru că nu știi, pur și simplu nu te descurci și nu înțelegi. Nu poți să ai o legătură cu el cum trebuie, nu? Asta înseamnă ignoranța într-un anumit domeniu. Matei 22:29, trebuie răspuns, Iisus le-a zis: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. E același lucru dacă ai fi cunoscut tu darul. Aici spune vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, puterea mântuitoare, puterea care schimbă oamenii și care îi conduce. Efectul ignoranței? Ce efect? Te rătăcești. Te duci pe un drum greșit când nu cunoști. Ignoranța duce la așa ceva. Ai rătăcit cărarea, ai niște experiențe nenorocite pe o altă cale, ai o altă viață, un alt tip de viață, nenorocit, cu experiențe pe care nu le-ai fi avut dacă ai fi cunoscut. Observați că ignoranța, și cât de mulți oameni trăiesc în ignoranță, cât de mulți se complac în ignoranță, cât de mult consideră o virtute ignoranța. Lumea e plină de ignoranți și oameni ignoranți care se cred că știu. Proverbe 1:32, căci împotrivirea proștilor sau ignoranților îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Aici se vorbește că ignoranții se împotrivesc la ce nu știu. Iar lucrul acesta la ce îi duce? Împotrivirea aceasta nebună la lucruri care n-ar trebui să se împotrivească. Îi ucide. Și liniștea nebunilor, știți, există un tip de liniște. Când ar trebui omul să se îngrijoreze, ar trebui să se ferească de ceva, îl paște o primejdie, dar el nu înțelege ce stă să se repeadă asupra lui, asupra casei lui, asupra vieții lui. Sunt mulți oameni care se pare că stau foarte liniștiți și îi paște boala. Pe unii paște boala în stilul de viață pe care îl duc. Dar sunt liniștiți ca și când așa o să fie frumoși și arătoși un mileniu de acum încolo. Dar îi paște spitalul, îi paște un diagnostic care o să-i lovească ca o măciucă în moalele capului. Dar sunt așa de liniștiți, de se pare că e în regulă. Și alții merg pe un drum greșit, e liniștea nebunilor, e liniștea ignorantului care nu știe că de fapt ceea ce face o să-i aducă o mare nenorocire, dar e liniștit. Sau e liniștea, e împotrivirea ignorantului care încearcă să combată unele adevăruri, dar de fapt își combate exact existența lui, își combate exact lucrurile care l-ar putea lumina și schimba. Omul chibzuit, Proverbe 27:12, omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Și mulți, și tine, și bătrâni, se îndreaptă direct ghiulea la prăpastie, la suferință, la necaz, pentru că doar omul chibzuit, care cunoaște și înțelege lucrurile, știe să evite, știe să o ia pe o altă cale care nu este calea aceea care înseamnă confruntarea cu rău și nenorocirea. Psalmul 19:12, cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Și există doar un singur mod în care Dumnezeu poate să execute o astfel de iertare, o astfel de acțiune, descoperindu-ți-le. Dumnezeu nu șterge, cum se crede că îi spui iartă-mi greșelile din neștiință și șterge tot ce ai făcut. Te face conștient. Iartă-mi greșelile din neștiință. Unul din efectele ignoranței este să faci greșeli în viață, mai mici sau mai mari, unele grave, unele distrugătoare. Pentru că nu știi, faci greșeli și greșeli și greșeli și tot greșești. Și unele te costă mult, unele te costă prietenii adevărate, altele costă viață, altele te costă sănătate, nu? Altele te costă relații rupte și distruse, altele te costă copii pierduți, altele te costă dezastru în viața financiară, în felul în care îți organizezi viața și așa mai departe. Iartă-mi greșelile făcute din neștiință. Cum? Transformându-mă dintr-un ignorant într-un om luminat care înțelege rostul lucrurilor. 2 Corinteni 2:11, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință față de planurile lui. Știți ce înseamnă să fii un neștiutor în ceea ce privește felul în care diavolul vine la tine și te atacă?
pur și simplu lasă să-ți distrugă viața, îl lasă să-ți viceze viața, să strice atmosfera, să te schimbe într-o formă nefastă și să te distrugă. De ce? Pentru că ești în neștiință față de planurile lui. Nu înțelegi că de fapt satana vine la tine, că satana îți face jocul vieții, că satana te amăgește, iar tu mergi înainte liniștit zicând că faci tu ce vrei. Spunea să nu-l lăsăm să aibă câștig, pentru că nu suntem în neștiință față de planurile lui. Dar când spunea nu suntem în neștiință, vorbea de el, apostolul Pavel, de cei care sunt credincioși cu adevărat, care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, care iluminează și le descopere ce? Planurile și acțiunile celui rău și retlicurile lui, uneltirile lui. Luca 23:33, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el, Iisus, și doi tâlhari, făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Dacă oamenii aceia de lângă cruce ar fi văzut însemnătatea faptelor lor, realitatea gestului lor, certându-se pe o cămașă, cine s-o ia, acolo și rânjind și bagiocorind, în timp ce îl omorau pe cel care era prințul vieții, care venise aici, dar ce să faci? Iisus a rugat pentru ei, iartă că nu știu. Cea mai mare ignoranță a noastră e ceea ce îi facem lui Dumnezeu. Răstignirea. Domnul Iisus e cel mai nenorocit act de ignoranță. N-au știut ce-a făcut. Ar fi trebuit să știe asta. Nu înseamnă că ignoranța nu-i vinovată. Să nu credeți că ignoranța este nevinovată, că dacă nu știi în regulă, pentru că ai fi putut să știi. Dumnezeu te judecă pentru ce ai fi putut să știi. Și viața ta ar fi alta dacă ai avea interes ca să ieși la lumină. Ignoranța are efecte în ce privește, hai să ne gândim ignoranța în ce privește adevărurile legate de mântuirea sufletului. Dacă suntem ignoranți în ce privește adevărurile salvării, mântuirii. Spuneam că ignoranța are efecte negative în funcția de domeniul unde este exercitată. Nu, dacă ignori anumite lucruri în viața de zi cu zi, ți se întâmplă ceva în viața de zi cu zi. Dacă ignori adevărurile cu privire la mântuire, ce credeți că o să se întâmple? Îți pereclitezi soarta sufletului tău? Vei accepta rătăcirea, că dacă ești ignorant, sigur o să rătăcești cărarea. O să primești tot felul de teorii false, vei apuca pe un drum greșit, vei influența într-un mod greșit oamenii, te voi opune adevărului, pentru că ignorantul se opune împotrivirea proștilor îi ucide, asta scria mai devreme, și te vei opune de asemenea exponenților, soliilor și solilor lui Dumnezeu. Te vei lupta împotriva adevărului, pentru că ești ignorant și ceea ce crezi că faci, tu crezi că faci bine. Proverbe 30:2, negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Asta te pune, nu există prostie mai mare, ignoranță mai mare decât a adevărului, a științei mântuirii. Să știți, nu există un om mai de jos, mai ignorant decât omul care n-a învățat cum să salveze sufletul. Când ignori așa ceva, să știi că nu, aia nu e inteligență. E prostie pe drept. Nu există prostie mai mare decât să-ți ignori sufletul. Și când ne gândim la cât oameni se cred inteligenți pe pământul acesta, sunt exact cum spune aici, la dreptul ignoranți. Te crezi inteligent și ignori nevoile sufletului. Te crezi inteligent și disprețuiești salvarea. Te crezi inteligent și nu vezi că există veșnicie. Ignorând aceste lucruri, ignoranța în acest domeniu este de-a dreptul periculoasă. Și pentru că suntem religioși, nu credeți că religioși nu sunt ignoranți la capitolul salvării. Ignoranții se trec întotdeauna, dacă ar fi să faci un test, se bifează la partea pozitivă. Ei cunoști înseamnă să fii salvat. De unde? Nu se vede. Nu se vede lucrul acesta. Din păcate, foarte mulți sunt extrem de ignoranți din religii. Efeseni 4:13-14, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire.
Dacă ești ignorant, e sortit prin propria alegere și poziție pe care ocupi să plutești încoace și încolo. Dus de orice vânt, de orice idee, de orice teorie falsă. Ce să faci dacă nu știi, nu te poți opune? Tot ce ți se oferă e comestibil, este vrednic de a-l primi, singur lucru care te-ar putea apăra în aceste circumstanțe ar fi să cunoști adevărul. Să cunoști printr-o experiență personală adevărul. Da? Până atunci ești ca și copilul, care dacă îi spune tata că îi aduce luna de pe cer, sigur se bucură și așteaptă imediat să nu mai vadă sus. Nu se va întâmpla așa ceva niciodată, dar el crede lucrul acesta pentru că e ignorant copilul. Copilul e ignorant pentru că e mic și vrea să învețe. Dar ce urât este un om mare să fie ignorant și cât de mulți oameni sunt amăgiți în mediul religios, în lumea în care trăim. 1 Timotei 1 cu 12 și 13, Pavel vorbește de experiența lui. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Măcar că Saul din Tars era un erudit învățător, era ignorant. El mărturisește că ce făceam, atitudinile care le-am luat față de Iisus, de urmașii lui, de adevărata cale, erau atitudinile unui ignorant care am ajuns la necredință și am ajuns un culitor, un persecutor, un bajocoritor. Ce bajocoream? Bajocoream ce nu știu. La ce mă împotriveam? La ceea ce era bun. De ce? Pentru că eram ignorant în timp ce mă credeam grozav, erudit. Era din spuma națiunii. Și câți ori fi de genul acesta care se împotrivesc adevărului și au facultatea de teologie, nu? Au studii de teologie, nu? Poate chiar vorbesc cu oamenilor, sunt în religie de 30-40 de ani, nu știu ce grup religios, nu? Și sunt ignoranți cu totul în ce privește adevărurile simple și directe ale mântuirii. Și nu știu, nici se împotrivesc, bajocoresc, pentru că din neștiință ajungi la necredință. Vedeți cum îți schimbă ignoranța atitudine, te face un persecutor, te face un împotrivitor, te face să râzi de ce nu știi, să râzi de fapt de mântuirea care ar trebui ca să te închini în fața ei și să o primești cu bucurie. Asta este ignoranța în ce privește adevărurile salvatoare. Ignoranța în ce privește lucrurile cu adevărat valoroase în viață. La ce te va duce? Te va face să țirosești viața și energiile. Pe ce? Pe ce nu are valoare? Pentru că nu cunoști. Pe lucruri care nu merită, să investești în lucruri fără valoare, ignorându-le în același timp pe cele care sunt cu adevărat prețioase. Ele nu o să le ai, nu o să investești viață, timp, energie în așa ceva, dar în schimb o să îți dai toată vlaga unor lucruri care nu valorează nimic. Eclesiastul 1 cu 14, am văzut tot ce se face sub soare, iată că totul este deșertăciune și goană după vânt, dar asta este înțelepciunea de pe urmă. De pe urmă, după ce de fapt și-a dat vlaga după lucrurile astea. Descoperă într-un final că toată munca lui și truda lui e de fapt vânt. Știți ce valoare are vânt? Nu? Că nu-l poți contabiliza, nu-l poți prinde. Dar ce bine ar fi să nu ignori lucrurile acestea la început, cât mai vlagă, cât mai timp, posibilități, puteri, minte. Și să nu investești în vânt, fugind bezmetic după vânt, după ceva care este deșertăciune, adică fără valoare. Ar fi bine să nu fie concluzia finală a ta, prea târziu. Ar fi bine să fie concluzia de început a unui om luminat care știe ce e valoros și ce nu e valoros în viață. Da? Iată cine este, spune aici, lumina, cunoștința, care ne scapă de ignoranță. Nu te chinui să te îmbogățești și nu spune priceperea în aceasta. Nu-ți dezvolta abilități ca să faci bani, înțelegi? Nu te lupta pentru așa ceva, că zboară, n-are valoare, înțelegi? Citeți din Proverbe 23 cu 4. Asta e cunoaștere. Asta e cunoaștere. Asta e adevăr. Nu te chinui, ar fi bine ca să înțelegi lucrul ăsta, altfel ești un ignorant și o să te chinuiești. Mult o să te pătimești, final, poate descoperi, poate nici n-ajungi nici la lumină. Rămâi în întuneric, beznă, un ignorant care te-ai luptat să strângi ce? Lucruri fără valoare. Proverbe 15 cu 17. Asta e din nou cunoaștere. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. S-ar putea să te lupți ca să faci jos de boi îngrășați
și să alergi cu cărucioarele, să te gândești că aia e valoros, dar realistii se spune că e mai bine un prânz de verdețuri cu dragoste. Ar fi bine să investești în dragoste, să-ți mărești capacitatea de a iubi și să cauți dragoste, nu să cauți bou îngrășat, nu? Nu să cauți așa ceva. Proverbe 17 cu 1, mai bine o bucată de pâine uscată și pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. E mai valoros să știi o căsuță mică cu ceva simplu de tot, dar cu multă pace, cu multă armonie. Aia e valoros, înțelege, dar trebuie să investești în ceva care duce la pace. Trebuie să știi care sunt lucrurile care aduc pacea. Ca dacă nu le știi, o să alegi după casă mare, după bou îngrășat și după îmbelșugare și prosperitate materială care nu-i de niciun folos. Cu certurile, cu ura, cu lipsa de dragoste și lipsa de armonie, o să vezi ce fericit vei fi. Dar ce să faci dacă ești ignorant în ce privește valorile? Nu știi ce e valoros în viață și alegi după prostii, după închipuiri. Psalmul 73 cu 1... 2, puteți citi tot psalmul pentru context, 21 și 22. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, spunea Asaf în urma unei experiențe triste prin care trecuse. Totuși erau să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii, căci mă uitam gujind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Îi invidiam, pofteam, îi doream acest lucru, vedeam ce bine ar fi. După ce trecele prin experiențe de amărăciune, când mi s-a mărat inima, versetul 21, și mă simțeam străpuns în măruntaie, a fost stresat, om, a intrat în depresie aproape, s-a chinuit dacă era, simțea organele că îi cedează. Eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc, ca un animal, înaintea ta sau împotriva ta, începusem să mă lupt și cu Dumnezeu. Îmi pierduse mintea. Ignoram pe aia care ar trebui să-i compătimez, dar ce să faci că ești ignorant? Eram prost, mărturisește, eram un animal pur și simplu fără rațiune. Salivam după presupusa fericire a celor răi, când săracii n-au nicio fericire. Când pur și simplu sunt atât de goi și atât de nenorociți, cum spune Solomon, care a fost mai bogat decât cei care invidia Asaf, îi vedea grași și frumoși și se părea că le merge bine din punct de vedere material. Ce să faci când ești proști, ignorant, invidiezi în loc să compătimești? Sentimentele, atitudinile ți se schimbă când ești ignorant. Doar cunoașterea, înțelegerea unor lucruri te face să te raportezi în altfel la viață, să simți în altfel, să percepi în altfel viața. Când ești ignorant și redus și nu cunoști adevărul, te porți ciudat și ești nefericit când ar trebui să nu fii nefericit. Ignoranța în ce privește adevărurile legate de sănătate și vindecare, la ce credeți că conduce? Când nu cunoști pe ce se bazează sănătatea, cum îți funcționează corpul, ce ar trebui să mănânci, cum ar trebui să trăiești, ce stil de viață ar trebui să adopți sau ce să faci când ești bolnav, când te amenință boala, ce înseamnă boala de fapt? Oamenii nu cunosc așa ceva, sigur. Ei spun doctorii, cunosc, dar se vede că nici doctorii nu cunosc, sunt uneori mai ignoranți decât omul de rând în ce privește principiile adevărate al unui stil de viață sănătos. Ignoranța în ce privește adevărurile sănătății te duce la boală, frate. Te duce la suferință. Te duce la spitale, la cheltuieli, la stres, la îngrijorare, la scurtarea vieții, la degenerare prematură, la moarte chiar. Mulți mor, știți câți mor din ignoranță. La capitolul ăsta, deci dacă ignori nevoile trupului, principiile, legile sănătății, ești un ignorant, nu trebuie. Gândiți-vă, tinerii, ce le trebuie lor să știe cum e cu stilul de viață și asta? Mănâncă, bea, se distrează, crezând că 1000 de ani o să fie tari. Am văzut tineri de genul ăsta. Unul a murit în cancer galopant, țin minte cum se confesa. Săracul ar fi, se lupta să mai trăiască un pic și îl întrebam, ce-i face dacă ai mai avea încă o dată viața? Încă o dată să fi pus să trăiești? Aolo, aș trăi în alt. Aș trăi în altfel, spunea, dar nu știu, să băuse Coca-Cola cu găleata, nu mai bea apă de mult, carne la greu, mâncare de fast food, viață de-asta dezordonată, fără niciun principiu. Sigur, ignor lucrurile acestea, băiatul, ai zice, dar ignoranța te pedepsește. Vrei, nu vrei,
ignoranța te poate ucide. Chiar în direcția aceasta, ignori ce înseamnă sănătate, o să te chinuiești. Și nici nu o să știi de ce. După ce te chinuiești, te duci unde nu trebuie și faci ce nu trebuie și să intri în acest cerc vicios. Nu știi ce a spus, ce au știut cei patru tineri în Babilon, Daniel 1 cu 12, 13 până la 15, încearcă pe robii tăi 10 zile. Test. Ei știau cum se răspunde la test. Și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Și să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului, să faci cu robii tăi după ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile erau mai bine la față, mai grași decât tot tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Erau mai luminoși, cu fața mai luminoasă. Erau buhăiți de atâta mâncare care nesănătoasă și vai de capul lor. Dar ăștia tinerii studiaseră principiile sănătății. Le trăiau, le puneau în practică. Știau ce legătură are mâncarea și viața, stilul de viață cu corpul, cu mintea chiar. Au fost mult mai brilianți în ceea ce privește mintea. Când a fost să-i testeze la înțelepciune, i-a găsit de 10 ori mai înțelepți decât ceilalți. Ei știau ce înseamnă stilul de viață. Câți tineri știu astăzi care se nenorocesc? Câți părinți, câți educatori învață pe tineri principiile de sănătate, că o să moară, o să umple spitalele. De ce? Ignorăm și credem că suntem într-un timp luminat, într-o eră de cunoaștere, serios. Realitatea ne țipă în față și tot nu vedem, atât de reduși, atât de înguști la minte am ajuns. Lucrurile elementare nu le cunoaștem. Ignoranța în ce privește relațiile. Știți, trebuie să cunoști principiile unor relații bune, sănătoase, fructuoase, unor relații nobilatoare. Nu cunoști la capitolul ăsta, nu știi să te porți, nu te vei angaja în legături sănătoase, profunde, de durată, că nu știi principiile și ești incapabil de așa ceva. Ești nepregătit pentru asumarea responsabilităților, incapabil de rezolvarea conflictelor. Nu știi ce să faci când apare cearta, când celălalt e împotriva ta. Nu știi tu ce să faci, cum să te porți ca să nu trezești cearta. Ești ne în stare de a-ți alege prietenii, nici nu ai influența în bine pe ceilalți. Că nu știi ce înseamnă relațiile. Nu știi ce înseamnă relație. Nu te-ai gândit că asta e atât de important încât să stai să studiezi principiile sănătoase, să obții cunoștință și experiență în direcția aceasta. Ești un ignorant, un om de nimic care nu știi să legi relații și ca și în capcana relațiilor nenorocite din jurul tău. Matei 5:44, ce minunat ar fi să deschidem ochii la cunoștință. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Este spre binele vostru și al lumii în care trăiți. Iubiți, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, nu vă ocupați cu vorbele, nu spuneți, nu doriți rău nimănui, ci din contră. Dacă voi binecuvântați, pur și simplu va veni binecuvântare peste voi. Faceți bine celor care vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupra și vă privesc. Aici sunt principii solide, dar relații adevărate, care ar schimba lumea, i-ar schimba și pe oameni în cauză, sigur. Proverbe 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Dar oamenii sunt incapabili de iubire. De ce? Pentru că nu știu că iubirea exagerată de sine, dorința de satisfacere a eului, continuă dușmanul, te săcătuiește de adevărata iubire. Mândria și vanitatea îți ucide capacitatea de a iubi pe ceilalți. Și se cultivă și o cultivi și vrei relații adevărate. Ești incapabil să iubești, frate. Ești incapabil de iubire. Te-ai atrofiat în ceea ce privește iubirea pentru că ești concentrat doar pe tine, pe nevoile tale. Dar nu știi ce înseamnă relațiile și ce să faci. Vei fi o calamitate pentru ceilalți. Și alții, ca și tine, sigur, vor fi o calamitate pentru tine. Și ăștia sunt relațiile. De unde prietenul adevărat iubește oricând? Ăsta trebuie să aibă capacitatea să iubească oricând. Că iubirea e testată. În nenorocire ai un frate din ea. Să știi, dar pentru asta înseamnă caracter, înseamnă cunoaștere și experiență de viață. Filipeni 2:1-3. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă e vreo legătură a Duhului, știm ce înseamnă ca oamenii să fie legați în spirit. Că au nevoie să aibă același spirit ca să poată să aibă relații strânse. Nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Dacă e vreo milostivire și vreo îndurare, faceți bucuria de plină și aveți
o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Nu căutați cearta. Nu căutați să tensionați. Sunt unii oameni care e imposibil unde ajung să nu creeze. Să nu creeze nemulțumire, să nu creeze tensiuni. Prin natura lor sunt incapabili de relații sănătoase și de să fie pașnici. Oriunde este, omul ăla face scandal. Te face să nu te simți bine. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, că și mândria e atât de ațătoare, e atât de arogantă și nesuferită în relații, ci în smerenie fiecare să privească pe altul, mai presus de sine însuși. Doamne, ce principii, ce cunoaștere e aici, dar cine cunoaște așa ceva? Cine pune în practică aceste principii pentru ca să știe, să aibă habar de relații? Ce frumoase ar fi relațiile, de-aia sunt dezastruoase, oamenii sunt ignoranți. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Cât știu, cât cunosc acest principiu. A, unii creștini l-au auzit uneori, dar abar n-am ce înseamnă lucrul acesta. Fiecare își caută folosul lui, interesul personal e numărul unu și vrem relații bune. De-aia nu sunt relații bune. De-aia și mediul religios e infectat. E infectat de corupție, de răceală, de ghețarii, egoismului care... Nu te poți apropia, sunt doar relații de nivel superficial. Se întâlnesc la cina Domnului, la adunare din când în când, mai dezbat câte ceva uneori și la dezbateri. Există atât spirit de rivalitate, de luptă, de aroganță care să scoată părerile mai sus. Nu am învățat ce înseamnă relațiile. Nu mai vorbești de lumea aceasta. Prea puțin. Sunt pregătiți pentru relații. Proverbe 23:6 la 9. Nu mânca pisma cel, nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncărurile lui alese, că cel este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și beați, va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o vei vărsa, ci cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, că cel nesocotește cuvintele tale înțelepte. Cât de greșit oamenii încep să se unească cu invidiosul. Uneori tânjesc după compania unor oameni de nimic, dar inima lui nu-i cu tine și te nu-ți relații. Deseori te chinuiești ca să sfătuiești pe cel care este, zice, urechea, nu vorbi la urechea celui nebun, că cel nesocotește cuvintele tale înțelepte. Dacă nu înțelegi lucrul acesta în relație, o să te zbați în relații cu oameni de nimic, din care nu iese absolut nimic. Relații distruse. Nu cunoști bucuria relațiilor. Ignoranța în ce privește caracterul oamenilor te face ca să fii înșelat, amăgit, decepționat de oameni. Nu? Ai crezut că cu tare și cu tare nu știu ce o să facă, nu? Luca 20, 21 și 22. Scoditorii aceștia au întrebat învățăturile. Știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, că îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bine cerarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a zis, pentru ce mă ispitiți? Le-a înțeles caracterul, a înțeles sensul întrebărilor. A înțeles că, de fapt, nu doreau absolut să știe nimic. Doreau doar să obțină ceva ca să-l acuze. Iisus a înțeles oamenii. N-a căzut în capcana oamenilor, dar când ești ignorant și nu înțelegi oamenii și ce se întâmplă în jurul tău și ce vor să facă oamenii, sigur o să fii dezamăgit. Sigur o să fii decepționat și asta e cel mai, o să fii amăgit uneori. O să fii înșelat de oameni pentru că ți-ai pus baza în oameni care niciodată nu merită să te încrezi în ei. Matei 7:15-16, păziți-vă de prorocii mincinoși, dar care sunt aceștia, nu? În fiecare biserică, când te gândești să citești textul acesta, prorocii mincinoși sunt ăilații de afară. Ceilalți de afară, dacă te duci în mijlocul lor, în celălalt grup religios, aia zic, ăilalți sunt proroci mincinoși, te duci în partea cealaltă, la un alt grup religios, ceilalți vor să ne atragă, ăia sunt. Până la urmă, dacă întreb, nu-i nimeni. Care sunt? Păziți-vă de proroci mincinoși. Și unor sunt exact oamenii care stau la învon și citesc. Sunt oamenii care îi crezi în îndrumătorii spirituali și care dai cea mai mare crezare. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Nu după haină, nu haina îl trădează. Haina e tocmai care îl camuflează.
De unde ai putea să înțelegi dinăuntru? Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini. Sigur, dar pentru asta îi veți cunoaște, trebuie să înțelegi ce urmărești, ce vrei să vezi, ce roade vezi la presupusul învățător spiritual, îndrumător, lider religios, pe ce care te duce, ce vrea el să obțină, ce face din enoriașii aceștia, cum îi ajută, unde îi conduce, pe în ce direcție îi conduce, știi ce să urmărești sau, a, vorbește bine. E sigur că este destul de diplomat, trebuie să aibă, să fie bun vorbitor, nu să aibă o limbă de argint ca să poată să te amețească. Asta nu-i roade că vorbește bine și se roagă frumos. Vezi unde duce grupul. Grupul e plin de mândrie. Ia vezi. Grupul e lăsat în egoismul lui. Urmărește decât ca oamenii să plătească și atâta tot. Iar restul nu interesează de realitate, de tine, de problemele sufletului tău. Niciodată nu te-a mustrat, niciodată nu te-a sesizat ceva că ai o nevoie spirituală adevărată. Nu, atunci e lupșor. E lupșor, măcar că încearcă să behe ca oaia. Dar tu nu știi ce să urmărești. Nu, vă zici că e bine că te ține cu anecdote și povestioare de la Ambo, nu? Ești fericit ce dezvoltat e în vorbire și ce inteligent este. Asta te va duce la înșelăciune și la amăgire, că ești un ignorant. Nu știi la ce să te uiți, nu cunoști oamenii. Ignoranța în ce privește adevărurile legate de viața de familie te va face să eșuezi în acest domeniu. Dacă nu cunoști lucrul acesta, vei eșua. Nu vei avea, în primul rând, o viziune și o concepție corectă și matură de ce înseamnă familia. Oamenii se unesc în căsătorie, dar nu știu ce e familia. Nu știu nici măcar la ce să se aștepte. Nu știu ce să facă în direcția aceasta. Nu vei fi capabil să îți alegi un partener potrivit. Vei fi incapabil pentru că ești ignorant. Iar dacă ești ignorant, este foarte posibil să fii și tu un partener nepotrivit. Nu vei fi echipat pentru acest tip de relație, nu-ți vei înțelege responsabilitățile, nici poziția pe care trebuie să o ocupi, nu vei ști să promovezi o relație sănătoasă, nu vei înțelege nevoile celuilalt, nu vei putea face față provocărilor și conflictelor, nu-ți vei putea educa copiii cum trebuie. Ești total neechipat pentru viața de familie, ești un ignorant, dar în schimb intri în, sari în ocean, dar o să știi să înnoți și sigur că oceanul te va înghite, sortila, așa ceva, câte intenții bune și dorințe bune ai avea, prin faptul că ești ignorant să înnoți, o să te înneci, cu siguranță te înneci. Neemia 13:26. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor? Adică nu era cineva atât de inteligent și strălucit în ce privește intelectul? Și totuși, el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târâși pe el în păcat, că a fost ignorant în ce privește relația de familie. N-a știut ce înseamnă o familie. Și a luat 1000 de femei. Și a avut tot. Nu. Asta a fost ideea lui de viață, de familie, nu? Și a fost inteligent, ca să vedeți că ignoranța poate să fie asociată cu tipi inteligenți. Poți să fii inteligent, dar să faci niște prostii uiașe. L-au târât, că n-a știut ce înseamnă. Mai târziu a descoperit el și memoriile lui prin Eclesiastul își te plânge viața și rezultatele ei și când mai învață ceva la bătrânețe, în piculăți, s-a trezit. Proverbe 21:19, mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă, dar tu nu alegi. Tu nu te uiți la caracterul ei că-i caută gâlceavă, că-i supărăcioasă, că-i capricioasă, că-i egoistă. Sau egoist, iar. E frumoasă. E bună de gură, nu? Dar la un moment dat o să descoperi că familia, ai schimbat locul de familie cu o pustietate. Te duce în pustiu mai bine decât cu frumusețea aceea, nu? Te duce, ai locuit mai bine pe o strașină de casă decât cu ea în atmosfera aceea. Pentru că n-ai știut la început ce înseamnă familie, ce cauți, ce vrei să obții. Nici nu te uita de fapt ce caracter ai, că nu știi că trebuie să te uiți adânc după ce tendințe are, după ce linii de caracter, dacă este cel puțin modelabilă și asta nu, asta nu te-a interesat. Ai luat-o și gata! Numai că la urmă ai vrea să fugi într-un pustiu. Viața ți este devastată de ignoranța proprie.
cântarea cântărilor 8 cu 7, apele cele mari nu pot să stingă dragostea, râurile n-ar putea să o nece, de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Dragostea trebuie să fie liantul familiei. Dar cum spuneam anterior, mulți sunt incapabili de dragoste datorită egocentrismului profund pe care îl cultivă și lipsei de maleabilitate începuiește schimbarea vieții lor. Sunt atât de egocentrici încât cred că poți să cumperi dragostea cu bani sau cu altceva, dar nu primești decât dispreț. N-ai dragoste adevărată în familie, n-ai familie, să știi. Aia nu-i relație. Ei poartă numele de familie, dar este pur și simplu un termen furat, modificat. N-ai căutat dragostea în familie, n-ai știut că de fapt familia ta trebuie să se bazeze pe dragoste și trebuie să înțelegi ce este dragostea, de unde vine dragostea, cum se cultivă dragostea, cum se apără și se protejează dragostea. Dar pentru asta trebuia să știi lucrurile acestea la timp, să ai imaginea că fără dragoste adevărată, ea sau el se iubește decât pe sine, atâta tot. Fiecare își caută interesul lui propriu, fiecare privește la celălalt ca o sclavă care vrea să-l folosească pentru propriile nevoi. Dar avem familie, sigur. Ești ignorant și suferi. Și suferi datorită ignoranței că viața de familie, când nu e ce trebuie, este un calvar, este un chin care te va biciui mult timp. Efeseni 5 cu 22 la 29, nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului, nu? Ar trebui să te gândești, dacă cunoști, măi, va fi supusă. Va fi supusă ea. Este o femeie modestă, este o femeie maleabilă, este o femeie care respectă, care poate să facă, să fie atât de arogantă încât niciodată nu o să scoală cap cu ea. Căci bărbatul e capul nevestei, ar trebui să înțelegi responsabilitățile și tu ca femeie și el ca bărbat, nu ce înseamnă familia. După cum și Hristos e capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica e supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și s-a dat pe sine însuși pentru ea. La rândul tău ca femeie. Dar sigur, ești dispusă să te supui și un lucru foarte bun, că ai în caracter așa ceva, dar el e în stare să iubească. El e în stare să iubească Hristos. El e în stare te va iubi cum și-a iubit Hristos biserica și a murit pentru ea, e gata de sacrificiu, dar nu știe nimic în ceea ce privește sacrificiul de sine. Vrea totul ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Asta ar fi rolul bărbatului. Rolul lui Hristos s-a șerfit pentru ea, a luptat pentru ca biserica asta mâna de oameni să-i nobileze, să-i sfințească, să-i facă potriviți pentru cer. Asta ar trebui să facă bărbatul, să-și nobileze familia, nu să o tragă în jos la râpă. Ce să fac dacă ai fost ignorantă în ce privește alegerea? El n-are nicio idee de nobilare, el n-are nicio idee de sfințire a familiei, el nu face decât să o tragă în jos toată casa după el până când se ajunge la râpă. Ideea dată de familie. N-ai discutat-o înainte, n-ai avut timp să observi dacă are astfel de idei de înnobilare, dacă e dispus de sacrificiul de sine sau, de fapt, are decât nevoi care trebuie să fie împlinite. Ce să faci? Ignori? Tragi, ignoranța e scump plătită la capitolul acesta. Ignoranța în ce privește creșterea și educarea copiilor te va face să eșuiezi în această nobilă, importantă și complexă misiune. Nu vei ști să te apropii de copii și să le câștigi inima. Nu vei înțelege cum să le fii prieten adevărat, nu vei înțelege cum să le cultivi adevăratele calități și virtuți, cum să-i faci oameni de virtute. Nu vei înțelege cum să le reprimi defectele, nu le vei vedea, pentru că le ai și tu și nu știi măcar că sunt defecte. Nu știi că crește strâmb, pentru că e și tu strâmb și niciodată nu te-ai gândit la capitolul caracter, cât e de lucru acolo. Nu vei înțelege cum să le oferi o educație practică de viață. Vei dori doar să-i faci mari, celebri, să te lupți, să te realizezi tu în ei, dacă e posibil, să ajungă, are facultate. E singurul lucru pe care părinții îl spun cu el, își dă masteratul. O spun cu atâta fericire de zici, gata, a ajuns pe porțile paradisului, nu? Pentru ea asta e suprema satisfacție.
de fapt că e un ignorant, că nu e echipat de viață copilul ăla, că nu știe să iubească, să respecte, că nu știe să în continuu să formeze o familie adevărată, să reziste în societatea asta nenorocită, nu? Nu l-ai, n-ai știut să-l protejezi de influențele nefaste și periculoase. L-ai aruncat în vâltoare acolo. Nu ai știut cum să-mi plătești dragostea cu dreptatea. Cum și când să aplici pedeapsa. Cum să-l ajut să-ți descopere misiunea în viață, talentele, abilitățile. Cum să-l faci să-l cunoască, să-l iubească pe Dumnezeu. Nu ai fost echipat de așa ceva și n-ai știut nimic din toate astea. Și eșuiezi. Și sigur că te pedepsește lucrul acesta. Te pedepsește cu tristețe, cu durere pe tine. Ești pus să-i vezi. Să-i vezi pierdut, să-i vezi în lume, să-i vezi distruși. Când ar fi putut să fie altceva? De ce să faci dacă ai ignorat ce înseamnă să fii părinte? Ce înseamnă să te pregătești ca să fii un părinte adevărat? Ignoranța e periculoasă. Și în domeniul acesta e devastatoare. Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ia, asta înseamnă că tu trebuie să știi calea și să știi și cum să-l înveți și ce înseamnă pe tot drumul vieții să meargă. Viața are multe, e complexă și trebuie chiar a-l învăța calea, ca până va îmbătrâni să nu se abate de la ea, înseamnă o muncă titanică, dar este răsplătită. Proverbe 4:3 până la 14, ce frumos se vorbește aici, căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, gingaș înseamnă micuț de ăsta, fragil, el mă învăța atunci, când era un prichintel, mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. De când eram micuț, gingaș, de atunci îl învăța. Dobândește înțelepciune. Dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele. Nu te abate de la ele. Nu o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și înțelepciunea te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Ăsta e un părinte care într-un mod disperat îi spune copilului, fii înțelept și îl învață calea înțelepciunii, să dai orice ca să fii înțelept, să nu rămâi un ignorant la capitolul vieții, că vei fi pedepsit dacă n-ai înțelepciunea. E un părinte care solemn, pas cu pas, îl ajută să dobândească înțelepciunea, să prețuiască înțelepciunea, nu nebunile, nu vanitatea, nu hainele cu podoabe și cu asta și îl stimulează la vanitate. Cumpără cu tot ce ai înțelepciunea, mai degrabă dă-ți haina de pe tine decât să iei una scumpă. Aruncă-ți telefonul și pune mâna și cumpără un set de cărți de valoare spirituale, să vezi vieți de oameni, să vezi problemele de mic să le vezi. Cumpără înțelepciunea cu tot ce ai. Asta îi spunea de mic, nu? Înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Te va ajuta enorm să nu fii un ignorant de știi cum să trăiești. Vei avea ani mulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Le învață ce înseamnă să duci o viață curată. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Când vei alerga, nu te vei potigni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână. Păstrează-o, că ce este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi. Nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea. Ocolește-o și treci înainte. Asta suntem. Îl învață cum să se ferească de anturaje. Îl învață cum să n-aibă de-a face cu cei care vor să ducă pe căi rele. Care vor să-i distrugă virtutea. Îl învață pas cu pas. Pentru asta părintele trebuie să fie echipat, nu trebuie să fie un ignorant. Cum ar putea să-l învețe când el însuși nu știe? Maleahii 4:5, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci e vorba de un spirit care va intra în părinți și în copii, bineînțeles. Inimile se vor întoarce una la alta. Trebuie să știi cum inimile să fie întoarse într-o casă. Să nu fie reci, distanți oamenii. Să n-aibă de-a face unul cu altul. Câtă răceală există deseori între părinți și copii. Câtă nepăsare există. De ce? N-ai știut să te apropii la timp. N-ai știut cum să zidești legătura aceasta. De unde să știi? E important să creezi o legătură ca lui să nu-i placă în lume atât de mult.
Să nu-i placă tovărășile nenorocite. Stă mai degrabă cu niște ticăloși care îi mănâncă viața decât să stea cu tine. Nu ai știu cum să te apropii la timp și să sudezi o legătură. Asta înseamnă să ieși din ignoranță la timp, ca părinte. Întâia Regi 1 cu 5 și 6. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo. Era unul din fiul David. Încât a zis, eu voi fi împărat. Fără să-l declare Dumnezeu împărat, fără să fie voia divină în această direcție. Fără să aibă nicio echipament de caracter, de virtute, de a fi un conducător strălucit. Și și-a pregătit care și călăreși și 50 de oameni care strigau, alergau înaintea lui. Că asta este singurul lucru care te face împărat. Și copiii ajung să creadă că nu știu ce-i de capul lor. Pentru că nimeni nu i-a ajutat să-și înțeleagă limitele și măsurile. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce face așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la tip și se născuse după Absalom. Era drăguț. Frumos, te uiți la el, ce copil drăguț. Nu? Nu-i zici nimic și crezi că dacă e drăguț, e tot în lumea aceasta. Nu i-a zis niciodată, nu l-a educat. Și a murit Adonia, sigur. A murit Adonia că s-a băgat unde nu trebuia. A fost arogant, a fost nebun, ignorant, că nimeni n-a avut cine să-l învețe. Ca și copilul Eli și casa lui Eli s-a dus. Ignoranța părinților e pedepsită în copii, în tot felul de nenorociri pe care le fac copiii, de aceea ar trebui să nu fim ignoranți la capitolul ăsta, să nu ignorăm capitolul acesta important, dar ignoranța în ce privește lucrurile practice ale vieții. Nu am văzut un tânăr care avea două facultăți și nu știa să înfigă usturoiul, îngrăuntă de usturoi cu rădăcina în jos. Și cu vârful în sus, de unde trebuia să crească plantuța. Le-a pus invers. Era ignorant în ce privește lucrurile practice ale vieții. Uneori să știi că depinde salvarea ta de anumite lucruri practice. Altfel vei fi dependent de oameni. Unii cred că pot plăti orice lucru practic, dar sunt vremurile, sunt în schimbare. Nu știi să te descurci. Nu știi să faci ceva. Nu știi într-o grădină ce să faci, la niște pomi. Nu știi să trăiești în mijlocul naturii. Nu știi să-ți fraternizezi cu natura și să poți să... Ești ignorant în ce privește datoriile obișnuite ale vieții. Proverbe 22 cu 21. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Ignoranța este o condiție a manipulării și înșelării. Ignoranța este unul dintre cele mai întâlnite, mai comune lanțuri și mai groase cu care lumea e legată și înrobită, și lumea religioasă. Cunoașterea adevărului eliberează și îl protejează pe om de înșelăciune. Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Ignoranța înrobește când nu știi te minte, când nu știi te poartă, te duce. Face ce vrea din tine, îți modelează cum vrea el viața. Și tu crezi că e bine. Pentru că nu știi, că nu vezi, nu înțelegi. Religia ar trebui să fie domeniul în care oamenii devin luminați. Dar nu pot să spun lucrul acesta. În mare măsură, în religie se folosește manipularea. Oamenii sunt mai cu prejudecăți, mai superstițioși, mai înguști. Când ar trebui să aibă vedere largă, ar trebui să fie cultivată individualitatea, înțelegerea personală, dezvoltarea personală a minții. În religie e manipulare la greu și ignoranță cu carul. Oamenii nici pe departe nu sunt luminați. Cum se naște ignoranța? Care sunt cauzele ei? De ce suntem ignoranți la atâtea capitole din viață? V-ați gândit? Sigur, există mai multe motive. Există o ignoranță născută din nepăsare și lipsă de interes. Ce scrie Isaia 32 cu 9, 11, femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu, fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu, într-un an și câteva zile veți tremura nepăsătoarelor, că se va duce culesuviilor și strângerea poamelor nu va mai veni, îngroziți-vă voi cele fără grijă, tremurați nepăsătoarelor, dezbrăcați-vă și dezgoliți-vă și încingeți-vă coapsele cu hainele de jale. Când vine ceva rău și nu voi nu vedeți că vine lucrul acesta. Nu vă pasă.
Ignoranța din nepăsare. Normal. Eh, și ce este? Și ce dacă nu ești? Ce mă interesează pe mine de curtare, de medicină, de corpul uman, de stil de viață sau chestii practice de viață sau trebuie neapărat să studiez cărți de dezvoltare personală, de înțelegere de cunoaștere, de înțelegerea relațiilor, ce Biblia, să pun eu mâna pe Biblie și asta. Și rămâi un ignorant din nepăsare, sigur. Sortit prin propria alegere să plutești. Și să te lovești de... să naufragiezi. Lovit fiind de stâncile pe care nu le vezi, pe care nu știi să le ocolești. Nepăsare, să știți. Există atâta nepăsare în lumea noastră. Nepăsarea trebuie înlocuită cu un spirit de căutare, de cercetare. Atât de dureros este când vezi nepăsarea la tineri, când ei ar trebui să aibă un spirit de cercetare. La religioși, iar e atât de dureroasă când îi vezi că-s nepăsători, încerci să vorbești subiecte adevărate. Și vezi că nu știu nimic, că sunt greșiți sau înghițit tot felul de înlocuitori, de surogate. Și nu le pasă. De ce? Nu li s-a dezvoltat spiritul de cercetare, dorința de cunoaștere adevărată? Și la tineri a înghețat lucrul acesta când ar trebui să fie aviz după cunoaștere adevărată. Mai există un tip de ignoranță foarte întâlnită. Este ignoranța voită. Ignoranța prin împotrivire. Nedorind adevărul respectiv, respingând cunoștința care este în opoziție cu calea pe care o preferi. Ignori anumit lucru și nu vrei să intri în posesia unui adevăr pentru că lucrul ăla te-ar deranja, ar necesita schimbări pe care nu ești dispus să le faci. Osea 4:6. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. De ce? Fiindcă ai lepădat cunoștința. Și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Aici se vedea că oamenii, Israelul trăia în necunoștință, dar nu că nu a avut acces la cunoștință, ci pentru că a lepădat cunoștința. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care puteau să-ți dea pace. Dar de ce n-au cunoscut lucrurile care au pace? De câte ori am vrut să vă strâng cum strânge cloșca puii sub aripi? Dar n-ați vrut. De ce n-au vrut? Pentru că ceea ce Dumnezeu dorea să facă cu ei era total contrar față de ceea ce ei vroiau. Exact ceea ce se scrie și la potop, Matei 24, 38 și 39, într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic. Ignoranți. Până când a venit potopul și a luat, tot așa va fi și la venirea Fiul Omului. Și n-au știut nimic. Aici e vorba de ignoranță. Dar ignoranță datorată la ce? Nu că n-au avut șansa să audă niciodată pe noi sau despre noi sau despre corabia aia salvării sau despre ideea aceea. N-au vrut să știe. N-au vrut să știe și au rămas ignoranți până când realitatea i-a pedepsit. Ce crezi că dacă ignori adevărul, adevărul nu mai există pentru că îl ignori? Nu, adevărul există și nici nu are nevoie de susținerea ta ca să existe. N-are un dram nevoie de aprobarea ta pentru ca să existe, dar adevărul, tu ai nevoie de adevăr. Dacă nu crezi adevărul și nu ești din ignoranță, vei pieri. Vei avea probleme mari. Vei avea probleme mari. Tu ai nevoie de adevăr. Mai există un tip de ignoranță prin pseudo-cunoștință, falsă cunoștință. O falsă cunoștință în locul adevărului nu este altceva decât ignoranță, dar e o formă subtilă de ignoranță și foarte greu de vindecat, pentru că omul trăiește cu impresia că știe. În locul adevărului, știi ceva ce nu este de fapt. Acest tip de ignoranță se întâlnește mai ales în mediul religios, în medicină și în alte domenii de viață. Mulți pastori sau profesori de teologie sunt ignoranți în ce privește adevărurile simple, clare și practice ale vieții. Dar cum ei putea ajuta? Nu înțeleg. Exact ca și teologii de pe vremuri, nu înțelege Scriptura. Măcar că sunt teologi, nu înțeleg Scriptura și puterea lui Dumnezeu, adevărurile simple și directe ale Scripturii. Cum să i-ai ajuns? Pentru că sunt profesor în teologie, au făcut ani buni de teologie, poate cunoști și limbile vechi și așa mai departe. Și să spui că el nu înțelege Scriptura, nu înțelege lucrurile simple și directe ale Scripturii, sau după ani de facultate, după nu știu câte calificare, specializare în medicină, nu?
după 10-15 ani de muncă pe băncile școlilor în medicină, să-i spui că de fapt el este un ignorant și are nevoie, că nu înțelege cauzele care duc la boală, că nu înțelege nutriția cum declanșează boala sau cum nutriția adevărată schimbă și îl detoxifică pe om și îl face sănătos. Nutriția nu are nicio valoare, că l-a învățat acolo. El crede că știe, te duci tu cu balivernele tale acolo să-l înveți asta. Ăștia sunt niște prostii, declară el. Dar el își declamă ignoranța proprie când spune că nutriția nu afectează profund toate sistemele biochimice din organism. El nu înțelege nimic. El e un ignorant de-a dreptul când spune că n-ai ăștia bălărite, vindeci cu bălăriile. Bălăriile schimbă tot sistemul, intră în compoziția corpului, te face un alt om. Dar nu înțelege lucrul ăsta. De ce? Pentru că el are cunoștință, domnule. El știe. Un pseudo. O falsă cunoștință care e pusă în dreptul cunoștinței adevărate. Ioan 8:54, Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic, Tatăl meu mă slăvește. El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Cum să-i înveți pe oamenii ăștia despre Dumnezeu? Pentru că ei spuneau Dumnezeul nostru. Și Iisus spunea, voi ziceți Dumnezeu vostru, dar abar n-aveți cine este Dumnezeu. Nu-L cunoașteți, pur și simplu vă luptați împotriva Lui și îl respingeți în propria mea persoană. Gândiți-vă la discursul rațional și plin de argumente de netăgăduit ale orbului vindecat din naștere. Ioan capitolul 9, 31-34. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Sigur, Dumnezeu e cu astfel de oameni care sunt cu Dumnezeu, nu? De când este lumea, un alt argument, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. A trebuit să vă puneți măcar întrebarea. Unde ați mai auzit voi unul care n-a văzut niciodată? Ai că îl vindești pe unul care a avut o problemă și s-a îmbolnăvit. Dar n-am văzut niciodată. Nu vă trezește măcar curiozitatea sau măcar câteva întrebări. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Dar argumente grele pe care omul care e dispus pentru cunoaștere le-a luat seama. Tu ești cu totul născut în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Cum să-i înveți pe ei că ei știu? Ei știu. Destul avea o pseudo-cunoștință, o falsă cunoștință care bloca adevărata cunoștință, care te ținea în ignoranță. Și așa este mult în religie. Foarte mulți au o pseudo-cunoștință, au impresia că îl cunosc pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Au impresia că sunt credincioși. Dar în realitate nu sunt. N-au nicio credință. Credința adevărată, o falsă credință. O credință care nu-i mântuitoare, care nu-i schimbă, care nu-i scapă de stres, de frică, de îngrijorări. Și se cred credincioși doar pentru că merg la biserică sau și-au îndopat mintea la segmentul cunoștințe generale cu chestii religioase. Dar nu pentru asta ești credincios. Există, bineînțeles, și ignoranța provenită, și am văzut-o și aici, din mândrie. Mândrie. Falsa înțelepciune a lumii. Când mergi pe și înveți lucrurile din lumea aceasta, ai impresia că știi, cunoști. Doar an de zile nu ești ignorant ca la care n-a făcut o școală. Tu ai școli înalte, nu? Ai dobândit înțelepciunea lumii acesteia. Dar Dumnezeu urmește nebunie și ignoranță. Altfel nu s-ar fi împotrivit, spunea Pavel, fruntașii veacului acestuia s-ar fi împotrivit lui Iisus și l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, dacă nu erau ignoranți că un om care avea capul pe umăr și cunoaștere nu se împotrivea Dumnezeului care te-a făcut, nu? Care te susține. Mai există ignoranță provenită prin pierderea individualității, prin cultivarea spiritului de turmă și obediență față de conducător. Lasă că știu ei. Lasă că știu ei. Au făcut teologia, i-auzi pe vorbind, dar sunt teologi, nu o să discutăm noi. Sigur știu ei. Ceilalți, în ce privește trupul, lasă că știu ei că au făcut medicina. Sigur ei te taie, te omoară după calea lor. Sigur, l-au făcut medicina, ce-au învățat cu acolo, te îndoapă cu medicamente, te pune pe citostatice, te ciopârțește și altceva, cam asta e totul. Cam asta e tot, dar știi el, sigur, că tu nu știi, tu nu trebuie să cercetezi. Cum să cercetezi tu singur, să începi să-ți iei viața în mâini și să cunoști adevărul pentru tine?
E posibil ca ăla să fie rătăcit, care zici că știe în cap acolo. Posibil ca și doctorul să nu știe exact și tu să poți să fii cel mai bun medic al tău dacă îți cunoști corpul, dacă cunoști legile sănătății. Știe el. Ioan 7:45-49, prozii s-au întors, deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și le-au zis: de ce nu l-ați adus? Prozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Farisei le-a răspuns: doar n-ați fi fost și voi duși în rătăcire? Deja i-a clasat. A crezut vreunul din mai mari noștri și din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea e blestemat și e adevărat ce spuneau ei, să știți. Ești blestemat dacă nu cunoști. De ce nu cunoșteau legea? Asta este toată chestia. De ce nu puneau la îndoială concepțiile conducătorilor? Pentru că era evident cine e Iisus în caracter, în lucrări și în ceea ce făcea. Dar ce să faci? Conducătorii știu mai bine. Dacă zice, noi vedem cu ochii noștri că nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Dar dacă îi zic că este un înșelător și ne spun să strigăm la moarte cu el, noi asta o să facem. Sigur, e ignoranță provenită din spiritul de turmă, din pierderea individualității. Și dacă îți pierzi individualitatea și ai spirit de turmă și obediență și slugărnicie față de conducători, religioși, lideri, pur și simplu nu o să ai concepții sănătoase. O să fii un ignorant, manipulat, condus și vei face lucruri detestabile. Ca și Saul din Tars, cum am studiat. Din păcate, ignorantul deseori nu-și recunoaște condiția. Ar fi frumos și ar fi simplu ca ignorantul să-și cunoască condiția. Că este prea îngust la minte. Dar asta ar fi o dovadă de înțelepciune dacă ar recunoaște condiția în care se află. De cele mai multe ori ignorantul se repede să dea sfaturi. De cele mai multe ori ignorantul dă îndrumări. Ignorantul vrea chiar să fie și lider. Ignorantul vrea să-i conducă pe toți ceilalți, să știți. Proverbe 9:13. Nebunia o femeie gălăgioasă, proastă, care nu știe nimic. E așa de totuși, versetul 14, la ușa casei sale, pe un scaun pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine e prost să vină aici? Dar ea însă și în persoană este prostia. Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns e plăcută. Serios, e plăcută. Crezi că duce la bine? Apele furate și pâinea luată pe ascuns. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în voile locuinței morților și te duci acolo. Te duci după ignorant, nu? Eclesiastul 10:15, truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Întreabă pe un ignorant cum să ajungi și ce trebuie să faci. Și sigur îți dă sfatul, te îndrumă din belșug, dar te învârtește, te învârtește, te învârtește, te ocolește, te încurcă, te bagă în toate hățișurile. Pentru că el nu știe. E problema ta că nu-l vezi, că ești, că e ignorant. Falsa închinare și idolatria sunt dovezi ale unei profunde ignoranțe a omului. Omul care se închină la cel, la lucrarea mâinilor lui. Omul care se închină la el însuși. Normal, dacă ai nevoie de Dumnezeu, trebuie să fie mult mai mare decât tine. Măcar în concepție ar trebui să te gândești că Dumnezeul la care te închin trebuie să fie mult mai mare ca să te poată ajuta, mult mai puternic, mult mai bun, mult mai frumos ca să te poată ajuta. Cum ar putea ceva care este la nivelul tău și produs de tine? Cum ar putea să te ajute lucrul acesta? Gândiți-vă la procesiunile imense de sute de mii de oameni, de milioane de oameni. Am văzut o procesiune de genul acesta în București pe 4-5 rânduri, kilometri între se duceau să venereze, să aibă și ocazia să stea în fața unor oase, că sunt ale nu știu cui. Nu vreau să bajocoresc ideea de plâng. Sunt istat că omul se poate coborî la o astfel de superstiție și la astfel de ignoranță. Oasele acelea te vor vindeca, oasele acelea te vor mântui, oasele alea și oamenii își pun dorințe dacă ajung în fața oaselor, se întâmplă nu știu ce cu ei. Când Biblia vorbește de un Dumnezeu infinit mai mare decât omul, care e la un mai aproape de întindere de mână de om și care nu este în asemănarea lucrurilor care le facem noi, de aceea ni s-a spus să nu ne imaginăm, să ne facem chipuri sau ceva de genul acesta, pentru că nu-L putem ajunge pe Dumnezeu cu așa ceva. Ieremia 10:2-8,
Așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, zodiacul. Acum toată lumea e blocată că le spune că astrele, nu știu cum sunt aranjate, astăzi trebuie să ți se întâmple ceva. Ai succes sau nenorocire în relații. Astăzi aștepți, trebuie să aștepți soarta implacabilă dictată de aranjarea planetelor, că ce să faci? Așa ne este dat destinul. Și mulți oameni, zodiacul, fără zodiac nu se citește nimic. Zodiacul peste tot, zodiacul la televizor, zodiacul în toate ziarele, zodiacul la telefon, zodiacul peste tot. Oamenii acolo să-și citească viitorul, nu? Ca și când viitorul tău nu e dictat de alegerile de astăzi care le faci. Astăzi ceea ce face omul sau ce nu faci. Astăzi vei trasa o anumită cale. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Tai un lemn din pădure. Mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur, îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeu, aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Și nu vorbesc, sunt duși de alții. Îl pui în cui, îl pui în, nu știu pe unde, îl pui pe un soclu, îi faci ce e sculptură sau imagine. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt stare să facă niciun bine. Niciunul nu este ca tine, Doamne, mare ești Tu și mare e numele Tău prin puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ți se cuvine teama, căci între toți înțeleții neamurilor și în toate împărățiile lor nu este niciunul ca Tine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte, știința idolilor nu este decât deșertăciune, lemn. Aici idolatria este incriminată. Și există și forme de idolatrie mai fine, dar care nu înseamnă mai decât tot ignoranță. Imagini despre Dumnezeu care îl coboară tot la nivelul nostru. Tot la nivelul nostru. Oamenii care și-l închipuie în fel și chip pe Dumnezeu. Ca și când trebuie prin imaginația ta, îl limitezi pe Dumnezeu la imaginația ta, în loc să mergi, să vezi ce spune El despre sine, cuvântul său, să privești la măreția lucrurilor pe care le-a făcut el și să descoperi cât de mare este Dumnezeu. Omul a ajuns ignorant. Însăși religia aceasta idolatră arată că trăim într-o lume ignorantă. Cum obținem adevărata cunoaștere? Cum și prin ce obținem adevărata cunoaștere? Evrei 11:3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Credința este cheia cunoașterii. În lumea aceasta, îndoiala este calea către cunoaștere. Așa se spune în știința vechilor greci. Îndoiala este, trebuie să te îndoiești de tot ce e posibil. Ioan 6:69, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința. Credința facilitează cunoașterea. La Dumnezeu e cunoaștere. El ne poate explica cine suntem, din ce suntem, pentru ce suntem, încotro mergem, care e destinul nostru, care e scopul pentru care am fost făcuți, ce înseamnă relațiile, cine este El, ce vrea să facă cu noi, ce este lumea în care suntem, ce înseamnă păcatul, ce înseamnă viața, ce înseamnă sănătatea, care sunt adevăratele valori, cum le putem obține, cum putem trăi fericiți aici și cum putem mai ales să fim salvați, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate spune lucrurile acestea și unde le învățăm. În Psalmul 119:104, prin poruncile Tale mă fac mai priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. De aceea falsul nu mă atrage pe drumul lui și nu ajung în ignoranță. Pentru că poruncile Tale mă fac înțelept. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom avea spiritul lui Dumnezeu, vom fi oameni duhovnicești, vom avea credință, vom ieși la lumină din întunericul în care lumea este, la toate capitolele vieții. Cea mai importantă cunoaștere este clar că este cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem experimental pe Dumnezeu. Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Asta nu înseamnă teorii despre Dumnezeu, înseamnă să experimentezi cunoașterea aceasta lui Dumnezeu. Și nu poți să-L cunoști decât fiind la fel ca El. Având o relație vie, reală, cu Dumnezeu. Altfel, fără această relație, vei rămâne un ignorant.
chiar dacă ești inteligent, chiar dacă ai capacități intelectuale, poți să fii mai prost decât oricine în ce privește adevărurile salvatoare și lucrurile legate de viață. 1 Timotei 2:3, lucrul acesta e bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Luca 1:76, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, că vești merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Dumnezeu vrea să nu fim ignoranți, fraților. Dumnezeu nu numai că vrea lucrul acesta. Dumnezeu ne oferă cunoaștere. Adevărata cunoaștere. Cunoașterea mântuirii, cunoașterea lui și cunoașterea tuturor lucrurilor din perspectiva lui. Având spiritul lui, crezându-l pe el. Și lucrul acesta ne va scoate la lumină. Problema este marea piedică și ceea ce discutăm în final. Ne vom recunoaște ignoranța pentru a primi cunoaștere și pricepere? Știți că prostul se împotrivește și bajocoritorul respinge cunoașterea adevărată? Vom avea un spirit umil de învățăcel? Vom dori cu aviditate să cercetăm, să învățăm și să cunoaștem lucrurile cu adevărat bune? Iată, Proverbe 9:1-5. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa, și-a trimis slujnicile și strigă de pe înălțimile cetății. Înțelepciunea strigă. Cine-i prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat, lăsați prostia și veți străi și umblați pe calea priceperii. Discutam cu un profesor pensionat, un om inteligent, dar era supărat de versetele astea din Biblie. De ce să zică Biblia așa ceva? De ce să spună? Găsea o piedică, se potignea în așa ceva, nu? Observați că ne potignim în așa ceva. Cum să recunoști că ești prost, că ești ignorant? Înțelepciunea strigă. Lăsați prostia, care sunteți proști, veniți. Dacă am zice acum, ridicați mâna care răspundeți la acest apel. Și cine vrea să vină, să învețe. Cine e prost? Cine se consideră prost și ignorant, să vină să învețe. Pentru că, într-adevăr, asta e condiția primară ca să poți să înveți. Dacă deja te crezi că știi și ai cunoaștere, sigur nu poți să înveți, nu poți să vii. Observați că mândria o mare piedică în care cunoașterii. Pseudo-cunoștința, mândria noastră ne împiedică să cunoaștem. Și religioșii sunt tobă de mândrie și, dom'le, de aceea nu poate Dumnezeu să învețe nimic. Închei cu Proverbe, capitolul 2:1-6. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Cuvântul lui este plin de înțelepciune. Scriptura e de folos ca să dea înțelepciune și să-l facă pe om destoinic pentru orice lucrare bună. Dar dacă o să cauți, dacă o să o ceri, dacă o să-ți pleci inima ca să poți să înveți, inima mândră, dacă o vei căuta cu aviditate cum caută ăștia comorile că transpiră și dau viața pentru ea, atunci vei găsi, Domnul o să-ți dea, să știi. Domnul o să-ți dea și minunat să ieși din întuneric și din ignoranță. Dumnezeu, da. Dacă te supui condițiilor, asta e calea să obții, atunci vei găsi o făgăduință sigură. Doamne, ajută-ne ca să ieșim din sfera ignoranței, pentru că e atât de periculoasă. Ați văzut ce efecte? Ați văzut, vă gândiți? Din ignoranță câte nenorociri am făcut pe parcursul vieții, câte rele, câte greșeli și câte efecte, că viața noastră, o grămadă de suferințe, de lipsă de bucurie, când ești ignorant, nu te poți bucura, ce să mai zic, că nu pricepi.
nu pricepe aspecte frumoase, nu înțelegi ce ar putea să fie familia, ce ar putea viața, ce îți rezervă o viață liniștită în natură. Nu, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, cuvântul sau cineva, zici, încerca să-mi spună cum mai poți să, ce mai predici, că ai făcut atâtea studii și atâtea studii, mă gândeam, săracul, ce ignorant este. Eu mă consider la începutul drumului, descoper în fiecare zi atât de multe lucruri și mă bucură, dar cum să-i spui lucrul acesta când el vede un pământ sterp în Scriptură și nu are nicio, nu vede nicio frumusețe? Doamne, ajută-ne să scăpăm de ignoranță, să fie rugăciunea noastră. Doamne, ajută-ne în fiecare sector al vieții să scăpăm de ignoranță și să obținem cunoașterea Ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, că e voia Lui aceasta. Amin. Amin.